Concluzia dumneavoastră, mi-a explicat Oana acolo toată schema aceasta și ce s-a întâmplat cu acele retrocedări și care au fost problemele. Am mai avut și alte procese deschise care au fost închise pe numele lui Klaus Iohannis. Din punctul nostru de vedere, vom vedea și alte urmări penale. Cu interes interviul din seara aceasta. Se pare că este, așa cum ne-a obișnuit doamna Stancu, foarte, foarte documentat și elaborat. Ceea ce vreau să spun este așa. Indiferent cum încearcă să se justifice acest demers de a candida președintele în funcție, eu zile trecute am mers cu un taximetrist care a declarat că are simpatii față de dreapta, de PNL în special, dar era atât de dezamăgit și, citesc, scârbit de situația aceasta, încât cu siguranță, în cel mai bun caz, nu va merge la vot. Pentru că este, așa cum se spunea puțin mai devreme, un demers nefiresc, indiferent cum l-a justificat, populația îl simte. Iar acest context legat de aceste scandaluri, de toate discuțiile care se poartă în jurul președintelui Iohannis, nu fac decât să fie o povară din perspectivă electorală pentru lista pe care, dacă se va considera că PNL-ul va considera și legea va accepta, va candida președintele. Și este păcat ca după 10 ani de mandat ca președinte, ieșirea din scena politică să fie așa de tulburată. Poate acum înțelepciunea de pe urmă va da și soluția. O să vedem imediat ce face și Partidul Național Liberal.